teoretic reușim să îmbinăm utilul cu pasiunea. Asta da, urcare. Am alta! Mi-o transpirat ATV-ul, mă! Gata, am distribuit toate alimentele și apa ce o aveam. Acum încet ne îndreptăm spre oraș. Suntem rupți de oboseală. Azi o experiență neplăcută pentru oamenii din localitate. Apele într-adevăr au spălat malurile și au spălat pădurea și tot ce înseamnă dealuri. După ce am făcut și campania de voluntariat, astăzi ne facem și un vlog. Este un traseu neîncercat. Pe aici nu am mai fost. Teoretic ar trebui să ne ducă în zona unde vrem să ajungem. Uitați să vă abonați la canalul de YouTube ATV Videovlog. Aici a spălat apa puternic. Cam încearcă un pic și ATV-urile și cauciucurile și...
partea bună este că acum mă pot da și nu mă mai dor coastele așa de tare. Mă pot mișca pe ATV, dar la ultima ieșire, efectiv, nu cred că făceam față unei astfel de provocări. Da, urcare. Am alta! Mi-a transpirat ATV-ul, mă! Ce bine că mai nimerim un pic pe la umbră și o temperatură afară, văd că sunt 31 de grade. Cringele astea.
Deci de când m-am accidentat până acum a trecut aproximativ o lună și ceva. Și de atunci n-am mai pus mâna pe ATV. Acum chiar mi-era dor să ies. Astăzi am ieșit și uite că după ce am ajutat vieții oameni cu necazul lor, reușim să ne și dăm cu ATV-urile. Deci, teoretic, reușim să îmbinăm utilul cu pasiunea. Și aici pe valea asta. Dar mă gândesc că și aici când din ploi cam mătură calea lor.